două burse de studiu Operational Risk Assessment and Business Continuity Management in a Pandemic World. Primul câștigător. Primul câștigător este Cătălin Răzvan Niță, Federația Patronală Petrol și Gaze. Felicitări! A premiat de două ori da. Această seară, iată. Felicitări! Hai să mergem mai departe. Aceeași bursă. Aceeași bursă merge la Alina Munteanu, Asociația pentru Susținerea Progresului în Educație, Recuperare și Acceptare. Super! Trei burse de studiu, Managing Anti-Money Laundering in the New Legislative Framework, a Practical Approach. Trei. Unu. Ionuț Corduneanu, ICSS. Doi. Amira Rădulescu, ICSS. A fost unul lângă altul. Trebuie să amestec mai bine acum. Hai să vedem. Mirela Gavra, de diplomat. Și acum trei burse de studiu Financial Crime Risk Management. Să vedem. Monica David, România Durabilă. Anchidim Zăgrean, Rombet. Mihaela Susan, SIF Transilvania. Yes. Sigur. Tinmar oferă un sistem de smart home care conține un Tinmar Smart Kit iPad, alimentator, 6 device-uri, bec inteligent, priză smart, senzor de fum, senzor de mișcare și multisenzor. Un sistem de smart home este o soluție inteligentă pentru locuința ta care îți transformă spațiul de locuit într-un spațiu confortabil. Am un câștigător. Cu accent pe economie. Horia Augusta, Cert Invest. Felicitări! Hai să vedem ce mai extragem. Următorul premiu este de la Fraiville. Fraiville, care oferă un premiu pentru un domn sau un premiu pentru o doamnă. Hai să vedem, poate e o doamnă, că știu că doamnele sunt fane. Sorin Constantinescu, Gaming Consulting. Oh, felicitări! Și acum? Și mai avem un premiu de la Cellini, colierul cu topaz, Maria Granaci. Un colier. Un domn va face un cadou de Crăciun sau o doamnă se va bucura de cadou? Radu Roșca, SIF Transilvania. Deci un domn va face cadou de Crăciun.